Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Cum spuneam și într-un alt videoclip despre airdrop-uri, dacă este ceva ce ne place în crypto, este să primim bani gratuiți, ceea ce se traduce prin airdrop. Drept urmare, căutăm un alt proiect care se încadrează în această categorie, respectiv Scroll. Scroll este o soluție bazată pe Ethereum, denumită ZKEVM, care este în dezvoltare din 2021. Deși se află încă în faza de testnet, există indicații puternice că un airdrop este iminent pentru utilizatorii timpurii când va trece la mainnet. În acest videoclip vom trece prin fiecare pas pentru a fi eligibil pentru un posibil viitor airdrop de la Scroll și de asemenea vă voi lăsa în descriere fiecare link din cele pe care le voi prezenta. Haideți să vedem pe scurt ce este Scroll, câți bani a adunat și cine sunt investitorii. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook. Găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Scroll este un proiect de blockchain de nivelul 2 pentru Ethereum. Este conceput pentru a fi rapid, fiabil și scalabil. Scroll extinde capacitățile Ethereum, permițând aplicațiilor să se extindă fără surprize. Datorită compatibilității aplicațiilor Ethereum existente, acestea pot migra pe Scroll ca atare la un cost semnificativ redus. Haideți să vedem câteva detalii specifice pentru ce face Scroll. Scroll scalează Ethereum. Folosește un mecanism de criptare numit Zero Knowledge Proof pentru a reduce volumul de date care trebuie transferat pe blockchain-ul Ethereum. Acest lucru permite aplicațiilor să execute tranzacții mai rapide și mai eficiente. Este fiabil. Scroll folosește un sistem de validare a nodurilor pentru a se asigura că tranzacțiile sunt valide. Acest lucru ajută la prevenirea fraudelor și atacurilor. Și, nu în ultimul rând, este scalabil. Scroll este proiectat pentru a se extinde ușor pe măsură ce crește cererea. Acest lucru înseamnă că poate susține o cantitate mai mare de trafic fără a afecta performanțe. Haideți să vedem și câteva exemple specifice de cum Scroll ar putea fi folosit în aceste aplicații. De exemplu, pentru jocuri. Scroll ar putea fi folosit pentru crearea jocurilor blockchain care necesită o mulțime de date, cum ar fi jocurile de strategie în timp real sau jocurile de rol cu lume deschisă. Scroll ar putea reduce la minim întârzierea cauzată de transferul de date pe blockchain, ceea ce ar face jocurile mai fluide și mai distractive. Aplicații financiare. Scroll ar putea fi folosit pentru a crea aplicații financiare care necesită multe tranzacții, cum ar fi schimburile de criptomonede sau platformele de împrumuturi peer-to-peer. Scroll ar putea reduce costurile asociate cu tranzacțiile financiare, ceea ce le-ar face mai accesibile pentru utilizatori. Și, nu în ultimul rând, aplicații sociale. Scroll ar putea fi folosit pentru a crea aplicații sociale care au o mulțime de utilizatori, cum ar fi platformele de socializare sau rețele de mesagerie. Scroll ar putea face ca aplicațiile sociale să fie mai ușor de utilizat și mai rezistente la atacuri, ceea ce le-ar face mai atractive pentru utilizatori. Echipa Scroll a adunat 80 de milioane de dolari de la investitori de renume precum Polychain Capital, Sequoia, Newman Capital și încă multe alte companii destul de cunoscute. Adesea, investițiile de această amploare în ecosisteme fără token sugerează airdrop-uri viitoare. Din februarie, Scroll s-a integrat cu rețeaua Ethereum de test Gurley, ceea ce a atras atenția comunității Ethereum. Haideți să vedem cum am putea să obținem un posibil airdrop de la Scroll. Dar înainte de asta, nu uitați că este obligatoriu să rămânem în siguranță în momentul în care navigăm pe internet. Iar pentru asta avem nevoie de un VPN. Eu personal folosesc NordVPN de foarte multă vreme și sunt mai mult decât mulțumit. Găsiți în descriere la mine un link care vă oferă și o reducere suplimentară la NordVPN. Tot în descriere veți găsi un link de la Tangent Wallet, un wallet la care nu aveți nevoie de frazele de recuperare. Nu trebuie să le notați pe nicăieri. Acestea vin stocate pe 2 sau 3 carduri în funcție de câte comandați și este suficient doar să apropiați cardul de telefon și tranzacția se onorează. Linkul din descriere vă oferă o reducere de 10%. Ne întoarcem la Scroll și vedem cum am putea să obținem un airdrop de la aceștia. Și la Scroll este oarecum aceeași variantă pe care am văzut-o și la airdrop-uri. Trebuie să facem câteva bridge-uri, să facem câteva swap-uri, să conectăm wallet-ul și nu uitați recomandarea mea dintotdeauna. Nu folosiți wallet-ul pe care aveți fonduri. Întotdeauna folosiți un wallet special pentru astfel de activități.
Bun, după ce ne-am dus pe scroll.io și o să vă las în descriere toate linkurile pe care le voi folosi astăzi. Deci după ce ne-am dus pe scroll.io, avem varianta de a încerca Sepolia. Avem aici opțiunea de try it. Apăsăm pe ea, se va deschide o altă pagină de acest gen și avem opțiunea de a adăuga Ethereum Sepolia, respectiv scroll Sepolia to MetaMask. În MetaMask. Apăsați butonul de adăugare în MetaMask, se va deschide MetaMask-ul, confirmat și le adăugați. O altă variantă mai simplă este cea pe care o folosim din totdeauna, respectiv chainlist.org. Aici mergeți și bifați să se includă și testnet, scrieți scroll și o să vă apară 4 opțiuni. Eu personal am folosit testnet, scroll și alpha testnet. Recomand să vă conectați cu wallet-ul MetaMask, să le instalați pe toate 3 și abia ulterior să mergeți să încercați să faceți pași. Înainte de a încerca să facem orice activitate pe scroll, este obligatoriu să obținem înainte Ethereum de test, respectiv de pe Girly. Obținem o cantitate mică zilnic de Girly, dar dacă lăsați această opțiune deschisă în browser și cereți în fiecare zi, așa reușiți să adunați mai mult Ethereum pe Girly. În principiu 0,02 Ethereum pe Girly ar trebui să vă ajungă să faceți diverse acțiuni. Drept urmare, aici vă copiați adresa după ce v-ați făcut un cont pe Alchemy, la fel o să vă las linkul în descriere, vă treceți adresa de Ethereum, bifați opțiunea că nu sunteți robot și ulterior trimitem Ethereum. În cazul în care nu aveți răbdare și nu va ajunge Ethereum pe care l-ați obținut, aveți și varianta să cumpărați cu 0,001 Ethereum de pe Mainnet, obțineți 55,2 Ethereum pe Girly. Acest 55 de Ethereum pe Girly ar trebui să vă ajungă pentru toate testele posibile și imposibile. Ok, după ce am reușit să obținem Ethereum pe Girly, putem să mergem să facem task-urile pe scroll. Ne întoarcem pe pagina principală și vedem că avem opțiunea de a depune Ethereum pe scroll după ce l-am obținut din Girly. Aici treceți cantitatea pe care vreți să o obțineți, după care apăsați pe butonul Switch to Ethereum Sepolia și în acest fel duceți Ethereum de pe Girly pe scroll ca să puteți să faceți diverse task-uri. Opțional, pentru a putea obține Ethereum pe Girly, dacă nu vreți să plătiți, puteți căuta și alte variante prin care să puteți obține Ethereum. Mai există câteva disponibile, iar dacă nu vă descurcați, intrați în comunitatea Mr. Crypto pe Telegram și veți obține ajutor gratuit. La fel, găsiți linkul în descriere. Revenind la bridge, care este bridge-ul celor de la scroll, să aveți grijă că s-ar putea să dureze destul de mult până când fondurile va apar pe scroll și Ethereum. Poate să dureze 20 de minute, o oră, o zi. Nu aș putea să vă spun cu siguranță pentru că am avut cazuri în care a durat mai puțin și cazuri în care pe unele wallet-uri mi-a durat mai mult. Pasul 2 este să accesați AV și să conectați la fel wallet-ul. Activați neapărat modul de testnet. Mergeți aici sus pe setări și activați modul testnet. Aici putem să furnizăm lichiditate, respectiv să împrumutăm bani. Mai avem și varianta de a solicita fonduri direct de pe AV. Mergeți pe faucet, aici în partea de sus, și odată ce v-ați conectat cu wallet-ul, activați opțiunea de faucet, prin care voi cereți fonduri. Așa cum se vede deja, eu am luat 100 de AV, din care 10 i-am pus deja în lichiditate, în supply. Am luat și Chainlink, am luat și USDC 10.000. Deci am luat câteva fonduri cu care să mă joc pe platformă. După ce mergeți pe dashboard, o să vedeți că aveți opțiunea de supply. Și așa cum se vede aici, eu am pus supply 10 link. După ce am pus supply de link, respectiv am pus și un supply de USDC, respectiv 10.000, m-am dus ulterior la varianta de borrow, adică de a împrumuta. Nu puteți să luați un împrumut decât după ce ați furnizat deja lichiditate. Accesați opțiunea de borrow și aici, în funcție de fondurile pe care le-ați depus, puteți să luați împrumut. Așa cum se vede, am disponibil să iau împrumut 39 de link, 1187 de USDC, 1187 de DAI și așa mai departe. Momentan, cam asta este tot ceea ce putem face pe AVE. Următorul pas este să accesăm SyncSwap, rețeaua de test. Repet, aici selectați rețeaua Scroll Alpha. Faceți click pe faucet în cazul în care doriți să obțineți și de aici fonduri.
Și aici trebuie să faceți câteva swap-uri. Schimbați din Ethereum în USDC, din USDC în alt token și așa mai departe. Schimbați atât într-un sens cât și în celălalt. O altă opțiune este să mergeți să puneți lichiditate. Mergeți la Puls, respectiv la My Position, deschideți voi o nouă poziție cu USDC, respectiv cu Ethereum, vă conectați la walletul MetaMask, confirmați în MetaMask și cam asta este tot ce aveți de făcut pe SyncSwap. O altă opțiune pe care o puteți face este să mergeți pe MES Protocol. Eu momentan nu am făcut-o deoarece nu mi-au ajuns fondurile și trebuie să vedem exact unde este problema, dar aștept să-mi intre fondurile și să încep să folosesc și MES Protocol, respectiv să vând și să cumpăr Ethereum, USDC și alți token care sunt disponibili. La fel, asigurați-vă că sunteți pe rețeaua de testnet Scroll Alpha. Faceți un depozit, cumpărați USDT, USDC, revendicați, după care folosiți funcția de conversie pentru a conecta 1-2 tokeni între ei, între chain-uri. Respectiv, vă conectați cu rețeaua Scroll Alpha Testnet și faceți swap-uri între diferite rețele. Reveniți la portofoliul vostru și retrageți ceea ce ați pus în lichiditate sau ceea ce ați tranzacționat. Pentru a finaliza acțiunile, va trebui să revendicați tokenii retrași pe testnet.mesprotocol.com. La fel, o să vă las link-urile. Repet, eu momentan nu am ajuns la acești pași, deoarece nu mi-au ajuns fondurile. Dar ăștia ar fi pașii după ce fondurile vă ajung în wallet. Un alt pas este să folosim Zada Finance și este chiar recomandat să folosim Zada Finance, deoarece nici ăștia nu au un token și în acest fel împușcăm de iepuri dintr-o lovitură. Ne putem califica atât pentru Scroll, cât și pentru un eventual airdrop de la Zada Finance. Airdrop-ul de la Zada Finance este oarecum confirmat deja, așa că, cum spuneam, acesta este un bonus. Conectăm wallet-ul la aplicație și realizăm câteva schimburi. Aici eu am avut o problemă deoarece nu mi-a apărut niciun token. O să mai aștept să vedem, am încercat să import și o altă listă de tokeni, dar nu a reușit să vadă niciuna dintre ele. O să mai încerc și eventual o să anunț și în comunitatea Mr. Crypto pe Telegram dacă am reușit să fac asta. Deci, avem varianta de a face swap și avem varianta de a adăuga lichiditate pe pool-urile deja existente sau să ne facem un alt pool al nostru. Momentan cam acestea ar fi aplicațiile pe care eu personal le-am încercat sau le-am testat sau urmează să le testez acolo unde fondurile încă nu mi-au ajuns. Un alt pas este să vă alăturați canalelor de Discord, Twitter, respectiv Telegram, le găsiți în partea de jos a paginii și aici puteți urmăriți paginile lor și să intrați în comunitățile lor. Iar o altă variantă este să mergeți la secțiunea ecosistem și aici să vedeți încă multe alte aplicații care sunt construite pe Scroll și, așa cum am arătat, Aave și încă mai sunt câteva dintre ele. De ce nu să interacționați cu aceste platforme, deoarece este foarte posibil să conteze sau nu. Nu am de unde să știu, dar atâta timp cât folosiți fonduri de test, nu aveți nimic de pierdut, în afară de timpul în care interacționați cu aceste platforme. Momentan, cam asta este tot ceea ce ține de Scroll, este tot ceea ce eu personal am utilizat și sper să fie un airdrop cât mai generos, dacă va fi la un moment dat. Nu uitați că pe canalul meu de YouTube, la secțiunea airdrop, mai găsiți încă câteva posibile viitoare airdrop-uri pe care vă recomand să încercați să le faceți în momentul în care aveți timp. Starknet încă nu are un token, MetaMask încă nu are un token, ZK-Sync nu are încă un token și îl recomand cu toată căldura, deoarece atât ZK-Sync cât și Layer 0, pentru care eu am făcut tutoriale, s-ar putea să fie unele din cele mai mari airdrop-uri. La fel, vă mai puteți califica pentru Shell Protocol sau pentru Linea. Deci aveți suficiente videoclipuri din care să învățați cum să interacționați cu aceste platforme și de ce nu să vă calificați și la un viitor airdrop. Personal, vă doresc multă baftă și sper să reușiți să luați un airdrop cât mai generos. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți link-urile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.